Bun venit tuturor! Sunt Monica Stănescu, astrolog și numerolog. Astrele aduc împreună umanul față în față cu divinul, doar că de data aceasta, perechea se mută de pe scena astrală a parteneriatelor și al manifestărilor artistice sau cu artă, în cel al provocărilor transformatoare. Între 11 octombrie 2017 și 8 noiembrie 2018, deci aproape 13 luni, umanul este scos din papucii confortabili și este pus în situația de a încerca pe alții. Vă reamintesc că puteți primi prin mail anunțul în legătură cu noile postări prin abonare la acest canal, iar programările pentru consultații și analize pe adresa de mail afișată, chatul de pe site-ul www.vibrațianumerelor.com sau de pe contul de pe Facebook Monica Stănescu 2 sau la numărul de telefon afișat. Înainte de a trece la horoscopul jupiterian, câteva cuvinte despre semnificația dată din punct de vedere astrologic energiilor jupiteriene. Lui Jupiter îi sunt atribuite toate credințele și convingerile legate de ceea ce suntem, de ceea ce facem sau ce vrem mai mult. Ca orice lucru din acest univers, și aceste energii sunt complete doar când sunt cunoscute ambele fețe. Pe de o parte, mai multă corectitudine, mai multă moralitate, respect față de orice formă de autoritate, mai multă cunoaștere, înțelepciune, iubire față de ceilalți. Iar pe de alta se află mai multă mândrie, deci orgoliu, mai multă toleranță, adică părtimire sau mile față de X sau Y, mai mult magnetism și uneori lăcomie. Dincolo de ceea ce par a fi, energiile jupiteriene ne îndeamnă, efectiv ne împing de la spate să ne îmbogățim bagajul personal primit la naștere, atât prin cunoaștere cât și prin experimentare. Deci prin aceste forțe crește sub o formă sau alta funcție de ce aveam nevoie. Cum pot fi recunoscute aceste energii de către fiecare? Este ceea ce ne entuziasmează, ne face să ne simțim optimiști, ne aduce în starea de enfeos, cum se spune în limba greacă, adică să ne simțim ca în pielea unui Dumnezeu. Atunci când ne simțim ca în pielea unui Dumnezeu, sunt sărite toate obstacolele întâlnite, care de fapt sunt privite ca niște provocări, niciun caz ca pe ceva imposibil de trecut. Până la urmă, ajungem să ne amintim de rugăciunea atribuită a călugărului d'Assisi. Dă-mi, Doamne, puterea de a accepta cele care sunt de neschimbat, curajul de a schimba cele care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența dintre ele. Deci tranzitul lui Jupiter în orice zodie înseamnă aceste trei lucruri: curaj, putere, cunoaștere și înțelepciune. Și să trecem la horoscopul jupiterian. Vărsător, Jupiter aduce pentru dumneavoastră ceva similar cu o trezire la o altă realitate, de data aceasta mult mai aproape de uman decât de divin. Sunteți îndemnați să acționați, să treceți dincolo de provocările apărute, mai ales de cele pe plan profesional. În ce constau provocările de schimbare pentru dumneavoastră? E ca un bilanț al proiectelor ce sunt începute și care s-au împotmolit pe durata desfășurării lor. Pot fi acțiuni deja începute și care ajung la un final neașteptat. Toate sunt în legătură cu ceva de mai mult doar pe plan profesional. Deci, marea majoritate a acestora sunt planificări sau acțiuni făcute în grabă, pe negândite și de dragul de a avea mai mult. Doar că ați omis un element din acest lanț invizibil. Poate că ați vrut să vă schimbați destinul și chiar puteți să faceți așa ceva. Poate că ați vrut să arătați celorlalți de ce sunteți capabili și chiar sunteți. Doar că mai mult renume, reputație, recunoaștere, putere, autoritate ascunde în spate implicarea atât a muncii personale cât și a ceea ce se află deja în bagajul dumneavoastră, atât din punct de vedere spiritual cât și material. Deci recunoașterea dorită este și poate fi construită doar prin muncă și investiții personale. De aceste două elemente vi se aduce aminte acum, sub diferite forme. Un tranzit jupiterian cât mai benefic tuturor.